Stadionul comunal din Recea a găzduit la final de săptămână meciul din etapa a 5-a diviziei C de fotbal dintre ACS Fotbal Comuna Recea și AFC Odorheiul Secuiesc. Misiunea liderului a fost extrem de grea în condițiile în care echipa harghiteană, cu o exprimare pragmatică în teren, obținuse în acest start de campionat 4 remize din tot atâtea meciuri jucate. În cele din urmă, băieții lui Romică Buia au reușit să obțină victoria grație penaltiului transformat de capitanul de echipa Limbota în minutul 45, respectiv reușita lui Alexandru Oltean în minutul 93. Un meci foarte greu, după cum a zis dumneavoastră, echipa oaspete a fost montată, a jucat foarte bine, chiar a plăcut, au niște jucători calitate și ne-au pus destul de multe probleme. Sunt fericit că am reușit în final să câștigăm, deși cu greu, dar totuși este o victorie care ne ține pe locul întâi. Cu 4 victorii și o remiză obținute în această stagiune, ACS Fotbal Comuna Recea se menține lideră, urmând ca în etapa viitoare să evolueze pe malul Someșului la Cluj cu sănătatea, formație care a eliminat-o recent din Cupa României. Am avertizat pe băieți că vor avea un meci greu astăzi, ținând cont de cele 4 egaluri obținute în primele 4 etape ale echipei din Odorheiul Secuiesc. Dar ați văzut, am crezut până la final, băieții au luptat, iar cei care au intrat și au făcut datoria, de aceea suntem o echipă, fiecare când intre să-și facă treaba, așa cum și-a făcut Olteanu și a dus un pic cam târziu o victorie mai liniștită. Plusul nostru a fost dorința, agresivitatea și că am crezut până la final că vom câștiga acest meci. Le-am spus băieților că va fi foarte greu și este foarte greu să fii pe locul tân, dar și mai greu este să te menții acolo sus.